aflată pe valea râului Sâmbăta, la polele munților Făgăraș, la o altitudine de peste 600 de metri, mănăstirea Brâncoveanu este renumită ca un loc de reculegere, mângâiere și întărire sufletească pentru credincioșii și vizitatorii ce se roagă ori poposesc la acest sfânt loc. Poporul român, care s-a născut creștin, are prin această mănăstire, ca și prin cealaltă 500 de mănăstiri și schituri ortodoxe din România, cea mai trainică punte de legătură a românilor, de o parte și de alta a Carpaților. Istoria mănăstirii Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, începe la jumătatea secolului al XVII-lea. În 1654, satul și moșia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâncoveanu, boier de loc din sudul Carpaților, care a construit o bisericuță din lemn pe valea râului Sâmbăta. Pe locul acesteia, în jurul anului 1686, primul ctitor, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești între 1688-1714, a zidit o a doua mănăstire de piatră. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania abia scăpase de încercările principalilor calvini de a o calviniza. Atacurile au continuat însă asupra punctului principal de rezistență, credința ortodoxă a românilor, urmărindu-se, de fapt, deznaționalizarea lor. Pentru a întări și pentru a salva ortodoxia română de noul pericol al catolicizării, apărut prin trecerea Transilvaniei sub stăpânirea Habsburgilor, în 1683, domnitorul Constantin Brâncoveanu a întemeiat la Sâmbăta de Sus o mănăstire ortodoxă, pentru a da mărturie în timp despre unitatea de neam și credința românilor de pe ambele versante ale Carpaților. Dar mai multe puteți descoperi chiar dumneavoastră vizitând acest minunat loc.